numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată noaptea aceasta pe tot pământul și în fiecare colț de țară răsună acest cuvânt. Hristos a înviat și această vestire. Cu bucurie, cu înțelegere, dar uneori și doar la suprafața sufletului nostru venim poate doar să ne bucurăm o clipă de lumina pe care o luăm și să mergem cu ea acasă, fără gândul adânc să schimbăm ceva în inima noastră, fără ca această minune să ne cutremure. Puțini erau poate apostolii care au înțeles la momentul respectiv minunea învierii. Dar minunea învierii a schimbat adânc viața lor. Petru, care mai înainte se îndoise, care nu putea să vadă în cel ce era răstignit și scuipat pe bajocorii pe Dumnezeul cel viu, spunând că nu cunosc pe omul acesta, Petru, văzând minunea învierii, a devenit neînfricat și a înțeles că ceea ce se întâmplase acolo, în momentul răstignirii, nu fusese semn de slăbiciune, ci de putere. Pentru că Dumnezeu cel atotputernic, nu din neputință, ci din putere s-a lăsat scuipat fără să reacționeze. Din putere s-a lăsat răstignit și împuns. Și din putere nu s-a dat jos de pe cruce ca oamenii să fie zdrobiți de realitatea învierii. Și totuși această putere a învierii, săvârșită tot în taină, a devenit lumină pentru noi până în ziua de a schimbat sufletele apostolilor, sufletele creștinilor cu o putere covârșitoare. Încât aflăm că Petru, numai prin cuvânt, a trezit până la 3.000 de oameni care au devenit creștini botezându-se. Acest ferment îl și noi în această noapte. Când luăm Sfânta Lumină cu această credință, trebuie să o luăm. Și chiar în întunericul acestei lumi și chiar în slăbănogirea în care trăim, suntem chemați și noi să punem acest ferment la inima noastră, ca viața noastră să dospească. Să devenim nu doar creștini de duminică, creștini care iau lumina și pleacă acasă, ci creștini care înțeleg ce se întâmplă la Sfânta Liturghie, de ce stau la Sfânta Liturghie, și care nu se împărtășesc de Paști doar pentru că așa se cuvine, ci ca să schimbe sufletele. Cu această putere suntem chemați să ne împărtășim. Nu festiv, nu doar pentru că a venit Paștele, ci ca într-adevăr să trăim în lumina Evangheliei, să trăim cu curaj și cu mărturisire, să trăim ca fii ai Învierii. Să ne ajute Dumnezeu ca această lumină pe care o purtăm, într-adevăr, să învieze sufletele noastre. Și anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, lumina pe care o avem fiecare este lumina care ni s-a împărtășit și nouă din cea adusă de la Ierusalim. Ne bucurăm de aceasta, dar știm că de fiecare dată când ne rugăm în fața candrei, de fiecare dată când luăm lumină de la Sfântul Altar, sufletul nostru este chemat să se lumineze și cu aceasta în suflet să ne îndreptăm. Voi da citire, ca în fiecare an, cuvântului Chiriacului, în al Preasfințitul Părinte Teofan, citind pasul. Urmând ca apoi să săvârșim afară pe cât va fi cu putință slujba utreniei, iar apoi să continuăm cu Sfânta Liturghie în biserică, la care să fim cât mai mulți. Și ca pregătit și ne putem împărtăși să o și facem și să o și facem cu această nădejde, ca lumina din această zi să schimbe viața noastră. Iubiților preoți din parohii, cuvioșul viețuitor ai Sfintelor Mănăstiri și drept credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iașilor, har, bucurie, iertare și ajutor de la Dumnezeu cel întreime proslăvit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iubiți frați preoți, iubiți frați și surori pentru Hristos Domnul, cu putere multă și bucurie adâncă rostim în aceste zile, Hristos a înviat, adevărat a înviat, mai ales în noaptea plină de lumină a Sfintelor Paști, când răsună cu glas puternic această sfântă bună vestire. Cu ce putem asemăna această veste bună?
ce ne poate ajuta să înțelegem o fermitură din marea taină a învierii lui Hristos, să ne gândim la o ceată de robi care sunt eliberați, să avem în minte un grup de întemnițați care dobândesc libertatea. Ce sentimente îi cuprind în momentul slobozirii? Cum simt ei prima clipă a libertății după care au suspinat ani de-a rândul? Starea pe care o trăiesc poate fi definită ca viață, bucurie, lumină și nădejde. Învierea lui Hristos cuprinde starea desăvârșită a vieții de autentice, a luminii neapuse și nădejdii nezdruncinate. De ce aceasta? Pentru că prin învierea lui Hristos omul este eliberat din cea mai aprigă robire, cea a păcatului și a morții. Prin învierea lui Hristos, lanțurile sclaviei în care omul era încătușat sunt zdrobite. Omul redevine liber și nimic nu este mai de preț decât libertate. Iubiți fii duhovnicești, Dumnezeu l-a creat pe om spre a fi o făptură liberă, așa cum el însuși este. Omul a folosit însă în mod greșit libertatea cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Consecința a fost pierderea libertății, căderea în robia păcatului și gustarea urmării acestuia, moartea. La un anumit moment în curgerea istoriei, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să slobozească pe om din tirania necredinței, a păcatului și a morții. Aflăm acest adevăr din cuvintele rostite de însuși Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, când spune: Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Întruparea Fiului Dumnezeu, viețuirea Sa printre oameni, patimile, moartea și învierea Sa, au drept scop ridicarea omului de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satana la Dumnezeu, cum spune chiar Domnul Hristos. Tot el mărturisește, preluând cuvintele profetului Isaia, că Duhul Domnului m-a trimis să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orb vederea, să slobozesc pe cei apăsați. Trebuie cunoscut adevărul că autentica libertate este dobândită numai prin legătura noastră cu Hristos Dumnezeu. Altă cale nu există. Citat: dacă veți rămâne în cuvântul meu, zice Domnul, sunteți cu adevărat ucenici ai mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liber. Libertatea oferită de Hristos, prin legătura de credință, nădejde și dragoste cu Hristos, este singura reală, singura adevărată. Dacă Fiul lui Dumnezeu vă va face liber, întărește Domnul Hristos în Evanghelia Sa, liber veți fi într-adevăr. De unde vine această certitudine? Vine din adevărul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să surpe prin moartea Sa pe Cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Vine din adevărul că starea de om liber este dată de legătura cu Dumnezeu, cu Duhul Său cel Sfânt. Același dumnezeiesc apostol mărturisește că Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Drept slăbitori creștini, din cele mărturisite de Domnul Hristos, de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți, înțelegem faptul că starea de libertate izvorăște din relația cu Dumnezeu. Din păcate, de-a lungul timpului, oamenii au căutat de multe ori libertatea în afara legăturii cu Dumnezeu. Aceasta deoarece, pentru mulți, însăși raportarea la Dumnezeu este considerată ca lipsire de libertate. În contextul lumii de astăzi, ni se spune adesea că libertatea este dreptul omului de a face ceea ce dorește fără nicio îngrădire. Se vorbește astăzi despre libertatea de a face avort, de a ucide prunși nevinovați, libertatea de a săvârși desfrânare, libertatea sau dreptul de a forma familii din persoane de același sex. Se insistă de asemenea asupra libertății de a recurge la eutanasie, de utilizarea a drogurilor sau despre libertatea de a blasfemia și de a batjocori simbolurile religioase.
Se împlinește așadar ceea ce Sfântul Apostol Pavel îndemna să nu se întâmple. Citat, fraților ați fost chemați la libertate, numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire. Libertatea de a sluji trupului, adică libertatea de a păcătui în diferite forme, se transformă în cele din urmă în cea mai nepiloasă robie. Libertatea fără robii, fără limite, este omorârea libertății, spunea un gânditor occidental. Libertatea dispare atunci când omul, dând frâu liber voinței sale de a face orice dorește, săvârșește păcatul. Din ființă liberă, omul devine rob în tirania patimilor. Ceea ce te biruiește, spune Sfântul Apostol Petru, aceea te și stăpânește. Din această robie a păcatului, omul se poate ridica prin căință, prin spovedanie, prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Cu ajutorul lui Dumnezeu, el devine din nou om liber. Iubiți credincioși, Dumnezeu ne-a creat pentru a fi liber, nerobiți patimilor. Prin moartea și învierea sa, Hristos ne-a dăruit puterea de a redobândi libertatea pe care am pierdut-o prin neascultare, necredință și păcat. Se cuvine așadar să considerăm libertatea ca bunul cel mai de preț, pe care să nu-l pierdem, să nu-l vindem și pentru care orice sacrificiu de a-l redobândi nu este prea mare. Cea mai bună cale pentru aceasta este paradoxal starea de rob al lui Dumnezeu. Mărturisea Părintele Dumitru Stăniloae că cine se face robul lui Dumnezeu a scăpat de orice robie. A fi rob al lui Dumnezeu înseamnă a recunoaște că El a creat lumea, că El îi poartă de grijă și că fără de El nu se poate împlini nimic bun, autentic și adânc. A fi rob al lui Dumnezeu înseamnă a lupta împotriva ispitei cele mari din toate timpurile, aceea de ți-o cârmui viața în mod autonom, fără Dumnezeu. A fi rob al lui Dumnezeu înseamnă a înțelege că lumea nu începe și nu se termină cu noi. Înseamnă în cele din urmă a înțelege cuvântul lui Hristos că fără de mine nu puteți face nimic. Puterea de a fi rob al lui Dumnezeu, adică de a fi liber cu adevărat, izvorăște din taina învierii lui Hristos, garanția propriei noastre învieri și libertăți. Hristos a înviat din morți, fiind începătură a învierii celor adormiți. Este vorba de învierea de obște, dar și de învierea sufletului din moartea păcatului, a necredinței și a falselor credințe. Adevărata libertate este una singură, învierea în Dumnezeu și cunoașterea harului învierii, mărturisea un duhovnic al vremurilor noastre. Este vorba de Părintele Sofronie. Dumnezeiasca Scriptură, a spus mai înainte Sfântul Simeon, noul teolog, citesc, ne îndeamnă să spunem adevărul și anume că în fiecare dintre noi, cei credincioși, are loc învierea lui Hristos, că însuși Stăpânul Hristos vine întru noi. Iar cel în care este prezent Hristos, cel mort și înviat, este un om al libertății, singurul liber cu adevărat. Iubiți frați și surori cu Hristos Domnul, în ambianța plină de lumină și de pace a Sfintelor Paști, se cuvine a mulțumi lui Dumnezeu pentru tot darul acestor zile frumoase și pentru toată binecuvântarea pe care o revarsă neîncetat asupra noastră. Mulțumirea adusă lui Dumnezeu se arată în rugăciune, în puterea de a ierta și a iubi, în nădejdea primirii darului smereniei, fără de care adevărata libertate nu există. Recunoștința noastră se îndreaptă de asemenea către toți mărturisitorii credinței din veacul trecut, oameni sfinți care au dobândit darul libertății lăuntrice chiar în celulele închisorilor nemiloase. Icoana mărturisirii lor trebuie așezată la loc de cinste în mintea și inima noastră. Această cinstire se arată mai ales în strădania de a înțelege Duhul vieții lor și de a-L înrădăcina în ființa noastră. Chiar dacă astăzi nu mai vorbim în România despre persecuții sângeroase la adresa credinței, primejdire și încercările prin care trec biserica și neamul, nu sunt nici puține, nici ușoare.
Valorile care, care definesc familia sunt atacate pe toate căile. Biserica de acasă, cum numea Sfântul Ioan Gură de Aur, familia formată din bărbat, femeie și pruncilor, s-ar dori dublată de tot felul de convenții și parteneriate, care de care mai periculoase pentru viețuirea normală a lumii. De aceea vă îndemn să sprijiniți acțiunile biserice sau civice care își propun să apere valorile fundamentale ale familiei. În vremuri tulburi precum cele de astăzi, încercări și pericole vin uneori și din interiorul bisericii. Pe de o parte, nu toți credincioșii păstrează întru totul calea dreptei credințe. Superstițiile, relativismul doctrinar, căsătoriile cu cele de alte credințe, lipsa vieții liturgice și săvârșirea unor păcate grele și lipsa pocăinței aduc mari prejudicii vieții bisericești. Starea de veghe nu trebuie să lipsească pentru îndreptarea unor astfel de situații. Asistăm pe de altă parte la anumite manifestări schismatice care tulbură rânduiala și pacea într-o adevăr din biserică. Din râdnă lipsită de înțelepciune, unii clerii sau monahi urmați de ucenicilor aduc un mare rău dreptei credințe pe care pretind că o apără. Pe motive neîntemeiate acuză de erori doctrinare sinodul din Creta și îndeamnă la ruperea comuniunii cu parohiile și mănăstirile care rămân cu statornicie în legătură cu episcopilor, cu sfintele sinoadele bisericilor ortodoxe locale, cu întreaga ortodoxie. Aceste situații nu sunt noi în istoria bisericii. Vorbind despre astfel de tulburări, Sfântul Grigore, teologul, îi numește pe cei care le provoacă și le întrețin, citat, mult prea iubitor de Dumnezeu și mult prea iubitor de Hristos, un fel de, citat, ultraortodoxi, care i-au fost cei mai potrivnici în lupta sa pentru apărarea credinței ortodoxe. Cu durere, cu dragoste părintească și cu nădejde mă adresez acestor persoane care tulbură viața bisericii, îndemnându-i prin cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, să dorim pacea pe care acela, vrăjmașul, o urăște, să încetăm a mai cântări și a mai pune în cumpănă cuvintele dogmei, să încetăm a mai vrea să fim învățători ai învățătorilor, să urâm a ne mai lupta în cuvinte spre pierzania celor ce ascultă. Să credem așa cum părinții ne-au predat. Nu suntem mai înțelepți decât părinții, nu suntem mai exacti decât învățătorii noștri și nu suntem noi păstori ai păstorilor, ci oi. Am încheiat citatul. În Duhul celor spuse de Sfântul Ioan Gură de Aur, rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască nouă și lumii întregi pacea sa cea sfântă, pe care a împărtășit-o ucenicilor în ziua învierii sale. Pacea și bucuria învierii să pătrundă în fiecare casă, în fiecare familie și în inima tuturor. Și astfel întăriți într-o taina biruinței lui Hristos asupra iadului, a păcatului, a necredinței și a dezbinării, să rămânem uniți în biserica, în biserica lui cea sfântă și să rostim cu toții, Hristos s-a înviat. Al vostru frate și părinte întru Hristos, Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Dumnezeu să ne ajute, iubiți credincioși, ca și aceste cuvinte să le punem la inima noastră și pacea pe care Hristos ne-o dă, pacea despre care spune El însuși, pacea mea las vouă, nu cum dă lumea, dau eu vouă, nu o falsă pace, nu o pace a compromisului, nu o pace a nepăsării, nu o pace a lipsei de mărturisire, ci pacea puternică al Hristos care slobozește conștiința noastră de orice urmă de îndoială, această pace, într-adevăr, să o avem la inimă, să înțelegem și să ne bucurăm de adevăr, iar aceasta, într-adevăr, să ne slobozească de toată umbra păcatului care ne stăpânește pe fiecare din noi. Dumnezeu să ne ajute ca, într-adevăr, bucuria noastră să o începem de pe acest pământ și să fie deplină în împărăția cerurilor. Amin.